Este un nume ce rupe orice lanț când îl rostești. Și dacă chem salvare în el primești. Orice nume este un nume. Din fața lui înfrânți vrășmași și fug. Puternic ca să rupă orice suc. Orice nume. Să fie Domnul nostru. Mă rog ca în fiecare zi Dumnezeu
să-și facă cunoscută vocea în viețile noastre. Slavă Lui în vecii vecilor! Haideți să ne ridicăm pe picioare, să venim din nou cu cântare înaintea Domnului nostru. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Amin. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii într-o împărăția Ta. Trezește-ne din nou. Peste noi.
binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Atunci când Dumnezeu pune mâna peste tine, ești binecuvântat. Așa de ușor te poți lăsa de Dumnezeu. Nici nu-ți închipui. Dar ascultă-mă bine, când privechezi, când te rogi, când citești cuvântul lui Dumnezeu, tu te apropii de Dumnezeu. El se apropie de tine, mâna lui e peste tine. Dar în momentul când nu mai faci lucrurile astea, ascultă-mă, în fiecare zi câte un pas te depărtezi de Domnul și nu mai vezi că nu mai ai putere să faci față ispitelor. Vezi că nu mai ai putere să te lași de fumat. Vezi că nu mai ai putere să te lași de bârfă. Vezi că nu mai ai putere să faci un anumit lucru și nu poți să-l faci. De aceea în această după masă te îndemn. Apropie-te de Dumnezeu, roagă-te, citește cuvântul lui, postește și El este lângă tine la fiecare pas. Binecuvântat să fie numele lui cel sfânt. El nu va obosi niciodată să fie de partea ta. De aceea, haide să cântăm din nou împreună. Doamne, mulți au obosit și inimii sunt răniți. Vindecarea lor e doar în mâna ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii tale. Să fim vii într-o împărăția ta. Trezește din nou. Aleluia! Doamne, atinge-ne din nou. Peste noi tu mâna ta. S-o pui și lumina ta să ardă noi. Prin putere să fie Domnul. Domnul Dumnezeu care are vocea Lui care răsună puternic.
Am cântat în prima cântare că vrem să auzim vocea Lui și vreau să cred că toți am auzit cel puțin odată într-o circumstanță a vieții vocea Lui Dumnezeu. Pentru că El fiind autoritatea supremă peste tot ce este creat, are dreptul să-și exprime vocea peste ceea ce este a Lui. Însă mai cântam ceva ce este de fapt un exercițiu mai important și mai mult de lucru, și anume dacă auzi vocea lui Dumnezeu, să o asculți. Să asculți vocea lui Dumnezeu. Să-ți vorbească Dumnezeu și tu să asculți și să mergi pe drum împreună cu El. El s-a angajat că va fi cu noi în fiecare zi, ne-a asigurat de asistența Lui, că va fi acela care va purta de grijă. Vocea lui Dumnezeu se aude. Important este să o asculți și să-i dai credibilitate. Ceea ce numim noi în termenii bisericești, să crezi. Să crezi în Dumnezeu, să crezi în vocea Lui. Mi-am adus aminte astăzi și de dimineață și astăzi mi-a răsunat foarte mult în minte gândul acela care Mântuitorul spunea ucenicilor, bărbaților acela care umblau cu El și au avut atâtea experiențe diversificate în viața lor cât au umblat cu Iisus Hristos. La un moment dat, din nou după perioada aceea, n-au trecut mult timp, aproximativ 50 de zile de când trecuseră prin momentul învierii Lui și din nou a venit Iisus Hristos înaintea lor cu o aducere aminte a unei promisiuni și ei trebuiau iară să folosească credința. Nu informațiile în mod deosebit, o credință. Le spunea Mântuitorul să mergeți în odaie de sus, să stați împărtășie în rugăciune, că acolo vine puterea lui Dumnezeu. Din nou, credibilitatea în Dumnezeu trebuia să fie exercițiul. Azi de dimineață am fost în casa Domnului și cred că majoritatea dintre noi am venit și ne-am închinat înaintea Domnului prin credință. Vreau să cred lucrul acesta. În seara aceasta va trebui, dacă vreți, să repetăm același exercițiu sau să-l aprofundăm. Doamne, aleg din nou să cred în Tine. Aleg să mă încred în Tine. Aleg să cred că Tu ai pentru mine un cuvânt. Aleg să cred că Tu ai pentru mine o soluție. Aleg să cred că Tu ai pentru mine o binecuvântare. Doamne, aleg să cred că viața mea, dacă este în voia Ta, Tu îmi dai veșnicia împreună cu Tine. Le spunea Iisus ucenicilor să așteptați acolo promisiunea. O promisiune de 1500 de ani. Nu de ieri, nu de alaltă ieri. De 1500 de ani trebuia așteptată. De fapt, dacă vreți să înțelegem lucrul acesta, focul nu l-aprind oamenii mari, focul l-aprind oamenii care se încred în Dumnezeu. Sau unde sunt oamenii care se încred în Dumnezeu, acolo se aprinde focul. Nu trebuie să fii un om de calibru mare, doar trebuie să crezi, lăudat să fie Domnul. Și să alegi să te încrezi în El, indiferent de situație sau de circunstanța în care ești. La un moment dat spunea David o expresie care este dusă în exagerare, dar el o simțea lăuntric și spunea: de la capătul pământului stric către Tine și zic. Știți unde era David? Era la 2 zile de mers pe jos de Ierusalim. Când mergeai la pas până la Ierusalim, în 2 zile ajungeai la Ierusalim. Și el a zis: de la capătul pământului stric către Tine și zic. Fiul lui Absalom a început o răscoală și omul acesta, pentru că rețineți, era departe fizic de Ierusalim, își dorea foarte mult să fie aproape acolo, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne închinăm, suntem în casa lui Dumnezeu, suntem aici unde este proclamat numele lui Dumnezeu. Aceeași prezență divină care a fost de dimineață este și în seara aceasta. Aceeași asistență divină care a fost joi seara este și în seara aceasta, pentru că El este neschimbat, El este același ieri, azi și în veci, lăudat să-i fie numele. Și aș vrea să ne rugăm, aș vrea să ne deschidem buzele, gura, să ne rugăm, să stăm înaintea Domnului, să-i cinstim numele și să-L binecuvântăm, să ne rugăm pentru echipele care sunt în slujire, să ne rugăm pentru fratele Claudiu și pentru fratele David care sunt la Stănești, pentru echipa care este în seara aceasta la Severin. Domnul să le dea biruință și lor acolo, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze în profuzime și acolo și aici. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru cei care trec prin momente grele. Aș vrea să amintim copiii fratelui Bebe, Domnul să se atingă de ei acolo unde sunt. Aș vrea să ne rugăm pentru cei care s-au răcit în lăuntrul lor și din zi ce trece sau poate din moment în moment, ei cred că este doar un obicei să vii la adunare și nu este o necesitate. Cineva îmi spunea la un moment dat: auzi, dar de ce am eu mare nevoie să mă duc la biserică? Doar Dumnezeu e pretutine, pentru că ai nevoie de părtășie, pentru că în cerul lui Dumnezeu se practică părtășia. Dumnezeu în cer nu e izolat, că dacă era izolat, ne izola și pe noi. Dar au zis: nu, voi să stați împreună. Le-au zis ucenicii:
ucenicilor Iisus Hristos în odaia de sus împreună, acolo vine puterea. Ne rugăm ca puterea Duhului Sfânt să miște inimile noastre în seara aceasta, Duhul Sfânt să ne vorbească, Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre, prin Duhul Sfânt să fie edificată viața noastră fiecăruia. Ne rugăm de dragul Domnului, ne rugăm și ne închinăm pentru că El este cu noi, nu din obișnuință, El este Domnul care lucrează, slăvit să fie numele. Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta și ne închinăm.
scumpă viața asta, ca să o petrești nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă, s-o lași să treacă fără spor. Dumnezeu pentru harul care l-a lăsat în dreptul nostru. Ascultă-mă! El e acela care ne binecuvintează pe fiecare parte. El e acela care și-a dat viața pentru tine. Nu și-a dat un om viața pentru tine, ci Dumnezeu însuși, Domnul nostru Iisus Hristos, și-a dat viața pentru tine. A curs sângele Lui peste tine. Te-a umplut cu har. De aceea nu se merită să-L, dacă pot să spun așa, să-L trișăm pe Domnul nostru, să jucăm la două capete. Nu se merită, e prea scumpă mântuirea. Mântuirea care Dumnezeu ne-a dat-o în dar e prea scumpă, s-o dăm la o parte pentru nimic. Ascultă-mă, fii serios cu Dumnezeu, fii om cu o mare și Dumnezeu te va binecuvânta. El te va schimba, El îți va schimba caracterul, mintea ta. Toată lupta se dă la nivelul minții tale. Roagă-L pe Dumnezeu să pună întăritură la mintea ta. Roagă-L pe Dumnezeu să pună întăritură cu sângele Lui peste mintea ta. Ca diavolul să nu mai aibă acces acolo. Nu-i mai da voie la diavol să-și bată joc de viața ta. Prea de multe ori a făcut ce a vrut cu tine. Te-a terfelit, dacă pot să spun așa. Fii omul acela care Dumnezeu să lucreze prin el. Fii o minune. Fii un creștin autentic care cei te-au cunoscut să spună cu adevărat Dumnezeu l-a schimbat. Nu te vinde pe un fum de țigară. Ascultă-mă cu atenție. Dumnezeu îți vorbește în această seară. Nu te depărta de Dumnezeu pentru nimic. Chiar pentru nimic te depărtezi de Dumnezeu. Stai în rugăciune în fiecare zi. Roagă-te lui Dumnezeu în fiecare zi. Citește cuvântul lui Dumnezeu. El îți dă viață. Stai în post atunci când se anunță și se spune săptămâna asta stai în post, stai în post. Privegheați și vă rugați într-una.
Ăsta e Dumnezeul nostru. De aceea, dacă nu facem lucrurile acestea, așa de ușor ne depărtăm de El. Nu mai avem putere, nu mai avem absolut nimic în noi. Binecuvântat să fie Domnul care ne înștiințează, care ne dă putere să mergem mai departe. E mult prea scumpă răsplătirea. Haideți să cântăm împreună cu toată adunarea. Amin. Ne rugăm împreună cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Lăudat să fie Domnul! Înainte ca să vă așezați, întoarceți-vă în stânga și în dreapta, dați mâna cu frații de credință, cu prietenii și binecuvântați-vă numele Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile pe scaune. Suntem înaintea Domnului la închinare. Ne rugăm, ne-am rugat, ne rugăm fiecare, pentru că fiecare avem nevoie de ajutorul, de intervenția Domnului în viața noastră. Ne rugăm fiecare pentru că Domnul nostru poate să ne asculte pe toți, El are soluție pentru fiecare dintre noi. Ne-am rugat și ne vom ruga în continuare pentru că mai avem nevoie, Domnul de exemplu, în seara aceasta să ne vorbească și poate a pregătit pentru noi un vers dintr-o cântare, un refren, un verset care să atingă problema noastră. Poate că ai făcut un drum, ai venit din altă localitate și ai zis, mergem la biserică, mergem la Orșova să ne vorbească Domnul. Lasă-L pe Domnul să-ți vorbească. Amin.
Știți, când avem dorința aceasta să ne vorbească Domnul, la un moment dat s-ar putea să se producă un fenomen. Să vorbească Domnul în felul care trebuie și să-ți intersecteze voia ta. Să-ți taie pur și simplu voia ta. Tu ai o voie de care te ții. Și vine Domnul și îți vorbește și spune: eu aș vrea așa. Acceptă voia Domnului în seara aceasta. Că voia Domnului este diferit total de ceea ce gândim noi și percepem noi. Aș vrea să mergem mai departe, rămânem într-un duc de rugăciune, mijlocim înaintea Domnului pentru cauzele care le știm sau pentru anumite persoane care ne-am dorit să fie în casa Domnului și nu sunt aici, pentru cei dragi din familiile noastre, să mântuiască Domnul și pe ei, să le schimbe și lor traiectoria vieții și ei să-L cunoască pe Domnul. Și ca încurajare, nu mai citesc câteva versete din Scriptură și apoi vom continua. Este o din scrisoarea pe care a trimis-o Dumnezeu, era o profeție de fapt dată lui Ieremia, pentru prinșii de război. Pentru prinșii de război a pus Domnul din inima lui pentru ei un cuvânt care spune așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Domnul este acela care controlează toate lucrurile. Lăudați să-i fie numele. Vrem să stăm înaintea Domnului în momentele care urmează, să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Vă binecuvântăm pe fiecare dintre dumneavoastră care ați venit la casa Domnului să vă închinați. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă fie prielnic timpul acesta, să fie un timp binecuvântat, să spui: da, în duminica aceea seara Dumnezeu m-a cercetat și mulțumesc. Vă salutăm și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți online, care de fiecare dată sunteți acolo și vă închinați împreună cu noi. Unii dintre dumneavoastră aduceți și aprecieri. Eu știu că dumneavoastră vedeți lucrurile dintr-o altă sferă și noi vă mulțumim că apreciați lucrarea aceasta. Nu este o mândrie. Una este să-l faci pe un om sau un om să se mândrească și alta e să-l apreciezi pentru că știe să facă ceva, pentru că se pune la dispoziția Domnului, pentru că se jertfește pentru Domnul, pentru că poate să facă ceva pentru Domnul. Lăudați să fie Domnul și pentru lucrul acesta. Alina va cânta o cântare spre slava Domnului, apoi fratele Dinu va cânta o cântare spre lauda Domnului, Lois împreună cu Naomi vor lăuda pe Domnul, ne închinăm împreună cu grupul Tabor, ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie și apoi după acest moment de cântare, de laudă la adresa Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele păstor Bogdan, să-i dea Domnul cuvânt, tărie, autoritate, Duhul Sfânt să-L ia în primire și Domnul să ne vorbească. Lăuda să-I fie numele în veci. Amin. Partea mea.
aceea nu mi-e frică. Valuri mari cum se ridică, ochii mei spre cer eu îi îndrept. Și chiar cel va îndepărta, chiar și bezna cea mai grea, chiar dacă munții s-ar cutremura, te am pe tine de partea mea. Brațul tău puternic mă ține. Amin. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Stăteam aici pe bancă și Dumnezeu mi-a adresat mie o întrebare și poate să și dumneavoastră. Vă simțiți binecuvântat în această seară? Eu mă simt binecuvântat întâi de toate că sunt în locul unde se cheamă numele Lui și e cel mai bun loc în care mă pot găsi în această seară. Am auzit că sunt frații noștri care sunt bolnavi și eu în această seară împreună cu familia suntem în prezența Lui Dumnezeu. Cântarea care am ales-o s-o când Dumnezeu mi-a dat-o de dimineață. E o cântare care mi-a vorbit, pentru că se spunea, fii cu inima mulțumitoare, fii mulțumit de tot ce ai și de tot ce ești. Și cântarea care mi-a dat-o Dumnezeu spune atât de frumos, mai binecuvântat-o, Doamne, cuvântul Tău cu mine ai împlinit. Mi-a dat și mie harul jertfei Tale să fiu răscumpărat și mântuit. O mână de țărână, să fiu mântuit eu și casa mea de Dumnezeu. Acesta este un dar minunat care Dumnezeu l-a făcut și s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu cu mine și cu casa mea. Oare nu vrei ca acest cuvânt să se împlinească și cu casa ta? Dacă știți cântarea, haideți să cântăm împreună cântarea aceasta. Când strofele mai sunt care Dumnezeu lucrează. Atunci când te rogi, Dumnezeu te ascultă. Atunci când plângi, Dumnezeu îți ia lacrimile și se le numără și le pune burduful Lui ca să-ți asculte rugăciunea, să-ți dea binecuvântarea. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Binecuvântat-o, Doamne, cuvântul Tău cu mine ai împlinit. Mi-ai dat și mie harul jertfei Tale, să fiu răscumpărat și mântuit. Mi-ai dat și mie harul jertfei Tale, să fiu răscumpărat și mântuit. Ești cetățuia mea și medic, privirea Ta o ai asupra mea. Te îngrijești de mine, bun stăpâne, n-ar putea. Te îngrijești de mine.
stăpâne, cum nimeni niciodată n-ar putea. Te laud, te slăvesc, o Doamne, în casa mea minuni ai făptuit. Când te-am chemat cu brațul tău de tată, întotdeauna tu m-ai izbăvit. Când te-am chemat cu brațul tău de tată, întotdeauna tu ne-ai mântuit. Te voi urma, Iisuse, Doamne, în ascultare voia să-mi plini. Ca ucenic mereu smerit slujindu-ți, glorificat să fii, Iisus iubit. Ca ucenic mereu slujind, slujindu-ți, glorificat să fii, Iisus iubit. Amin. Să vină și nicio teamă nu mai.
binecuvântat să fie Domnul. Haideți ca în timpul acestei cântări să ne ridicăm pe picioare și totodată să-L onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Ajută-ne, Doamne! Trăim ca Domnul în vorbe și în fapte, să știe lumea că suntem creștini.
Cheamă-mă. La dispoziția ta, Domnul meu. Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, haideți să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Împărați, capitolul 7. 2 Împărați, capitolul 7. Citim primele 11 versete. Pagina în Sfânta Scriptură 1396. Cuvânt al lui Dumnezeu de învățătură, de zidire pentru noi în seara asta. Haideți așa cum stăm în picioare să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă s-ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a răspuns: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unui mare oștir, și îi zisese unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era, și au fugit să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argintul, aurul și hainele și s-au dus de le-au ascuns. S-au întors iară și au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care le-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul către altul: nu facem bine? Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum, haidem să dăm de știre casei împăratului. Și-au plecat și-au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirenilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude nici glas de om. N-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntru casei împăratului. Amen. Haideți să ocupăm locurile. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, vreau să împărtășesc cu voi o experiență a unui tânăr, o experiență adevărată, o experiență care a rămas de ani de zile scrise în cărțile noastre. Există o carte frumoasă despre un misionar pe care am citit-o cu ani de zile în urmă. Și cartea aceasta vorbește despre un tânăr pe nume Cabu. Era un tânăr din Liberia, Africa de Vest, și tânărul ăsta la 14 ani era fiul conducătorului tribului respectiv. Din pricina faptului că triburile se luptau între ele și erau război între ele, era o situație de criză, tânărul acesta Cabu spune cartea lui că este luat, dus prizonier și dus într-un alt trib cu care tribul tatălui său se războia. Acolo era chinuit, acolo era bătut, acolo era umilit.
Pentru ca tatăl lui să vină periode și să aducă tot felul de ofrande tribului care era mai puternic. Tânărul acesta, la un moment dat, spune cartea lui că a fost legat și urma să fie executat din pricina faptului că tatăl său nu mai putea să-și îndeplinească și să ducă tot ceea ce tribul cerea. Și la un moment dat, o lumină mare, în timp ce copilul acesta de 14 ani era legat și urma să fie executat, o lumină mare, spune cartea că s-a aprins în jurul lui și a auzit o voce care i-a spus exact în felul următor: Cabu, fugi! Cabu, fugi și salvează-ți viața! Și tânărul acesta, dragii mei, fuge de acolo și scapă viața și ajunge undeva într-o zonă unde erau niște misionari creștini, se împrietenește cu ei. Începe împreună cu ei să studieze Sfânta Scriptură și îl primește pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acolo, în campul acela unde erau tabăra aceea de misionari, în momentul în care Cabu se duce, cineva predica exact din întâlnirea apostolului Pavel cu Iisus Hristos. Și în momentul în care el stătea la întâlnirea aceea și aude că dintr-o dată peste apostolul Pavel apare o lumină mare și se aude o voce și strigă o voce din cer, își aduce aminte de vocea pe care el a auzit-o cu câteva luni din urmă, în momentul în care a scăpat miraculos din tabăra tribului care asupra tribul tatălui său. Și spune cartea mai departe că omul acesta, tânărul acesta, Cabu, începe să se apropie de Dumnezeu și își dorește să slujească pe Dumnezeu și din ce în ce mai mult suflet pune pentru lucrarea lui Dumnezeu și la un moment dat, după 4 ani de zile, ia o hotărâre, zice, plec la New York să studiez. Vreau să plec din Africa de Vest, să iau un vapor, să mă sui pe el și să ajung la New York. Și o să trec foarte repede pentru că undeva la 5 luni de zile el călătorește din Africa de Vest până în New York, ajunge în New York, se întâlnește acolo cu oamenii lui Dumnezeu care le iau sub aripa lor. Și primul lucru pe care îl fac oamenii aceia, îi schimbă numele. Și numele acestui tânăr pe nume Cabu devine Samuel Morris. Vă invit să-i citiți cartea, e o carte extraordinară. Și la 18 ani și un pic, omul acesta se înscrie la Taylor University în New York, la o școală care preda teologia. Spun cei care l-au cunoscut și cei care aduc mărturii despre Samuel Morris, spune că omul acesta la 19 ani de zile veneau din toate părțile Americii oameni să-l viziteze. Se ruga, spunea, ore în șir. Omul acesta, prezența lui, zice, făcea să învii. Prezența lui te făcea să-l simți pe Dumnezeu mai aproape. Toți oamenii din școala în care el a fost, profesorii, elevii care studiau cu ei, erau înflăcărați de tânărul acesta. Tânărul acesta care nu vorbea decât despre Dumnezeu, tânărul acesta care orice făcea și orice ce spunea, ducea doar la Dumnezeu. Un tânăr care era toată ziua 100% cu Dumnezeu. 2 ani de zile au reușit să stea în America pentru că la 20 de ani, spune cartea, în 1893, Samuel Morris se îmbolnăvește de o formă grea de pneumonie și moare. Frați și surori, se stinge, dar spun mai pe urmă cei lideri de la Taylor University, spune că tânărul acesta și mărturisesc despre Samuel Morris și spunea un fel următor: înainte să vină Samuel Morris în universitatea noastră, înainte să avem un elev ca Samuel Morris, zice, universitatea noastră parcă era lipsită de vlagă, mergeam, învățam și cunoșteam despre Dumnezeu, dar toate erau, zice așa, fără vlagă. Prezența lui Samuel Morris timp de 2 ani de zile aproximativ în universitatea aceasta ne-a făcut pe toți să înviem, ne-a făcut pe toți să ne dorim mai mult de Dumnezeu. Și spunea directorul acestei universități, nu mai rețin minte cum îl cheamă, dar spunea în felul următor și mărturisea la sfârșitul cărții lui Samuel Morris, spunea: Samuel Morris a adus vlaga aceea de care aveam nevoie în universitatea noastră. De ce v-am povestit experiența asta, frați și surori? Pentru că dacă o să vă uitați în jurul nostru, așa am impresia și mi se pare că România, și vorbesc la nivel de România, parcă tranzitează o vreme de criză spirituală, o vreme în care oamenii s-au obișnuit cu Dumnezeu, o vreme în care oricâtă datorie dai unui om să-ți facă, parcă e plictisit. Au fost oameni care s-au întors la Hristos, s-au luptat pentru El, au venit și au făcut tot ce au putut și au dat vlaga. Acum parcă nu-și mai dau interesul. Prieteni de-a mei, frați slujitori de la care primesc telefon și vin și spun: frate Bogdane, ce să mai facem că parcă oamenii sunt plictisiți de Dumnezeu, parcă oamenii sunt plictisiți de Biblie, parcă oamenii sunt plictisiți de rugăciune, oamenii sunt plictisiți de biserică.
Îi mai comod să stea acasă și să deschidă un YouTube și să se uite pe un YouTube, zice, decât să vină în prezența lui Dumnezeu și stau la 10 minute de biserică. Pentru că e o criză din asta pe care eu am observat-o, dragii mei. Plictisiți! Trimiți câte un mesaj, avem nevoie, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia. Parcă din ce în ce mai greu dai de oameni. Parcă din ce în ce mai greu oamenii se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Parcă e tot mai greu și tot o plictiseală, așa au intervenit și parcă o apasă pe fiecare dintre noi. Frații mei, îmi dau seama că e o criză spirituală și o văd și o depistez criza asta. Și am gândit și m-am rugat Domnului să vă predic despre criza aceasta spirituală și mi-am intitulat mesajul din seara aceasta, oamenii căutați în vremuri de criză. Și am vrut să vă arăt cu un om neînsemnat, un tânăr de 14 ani, un tânăr dintr-un trib din Africa de Vest, un tânăr care n-avea potențial, un tânăr la care te uitai și nu dădeai doi bani pe el pentru că era și negru și african și departe de Statele Unite. Prin el, Dumnezeu rezolvă criza de la Taylor University. De ce? Pentru că om, Dumnezeu, o să vedem din textul pe care l-am citit, are o categorie de oameni pe care vrea să-i folosească. Spunea fratele Daniel înaintea mea, fără să știe ce predic eu, că nu te cheamă Dumnezeu să fii neapărat la un nu știu ce rang, la nu știu ce nivel. Dumnezeu vrea să te folosească. Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin tine. Dumnezeu vrea să facă o trezire. Poate o să zici în seara asta, frate Bogdan, dar eu sunt prea mic, ar trebui să facă frații din conducere, ar trebui să facă comitetul. Fals! Dumnezeu vrea să te folosească. Uitați-vă, vă rog, ce spune textul acesta. O să vă explic pentru cei care nu cunoașteți contextul. Era o foamete extraordinară în Samaria. Era o foamete în care, dacă o să citiți în capitolul 6, dacă o să citiți câteva versete mai sus, ori ajuns femeile să-și mănânce copiii, așa de foamete erau. Își luau copilul și spune Biblia o întâmplare că și-au luat copilul și l-au fiert și l-au mâncat două familii. Și-au spus, a doua zi o să mâncăm copilul tău. Oameni buni, să ajungi să sacrifici propriul tău copil, trebuie să-ți fie foame. Trebuie să fii într-o criză. Era o criză în Samaria de nedescris. Împăratul nu mai știa ce să facă, dădea vina pe proroși, dădea vina pe Elisei, stăteau soldații la poarta cetății, nu mai aveau resurse, erau disperați, nimeni nu mai credea că se poate face ceva. Știți cum e? Exact ca în unele părți din țara noastră, exact ca în unele cazuri, exact ca în unele domenii despre care vreau să vorbesc în seara asta, te uiți și vezi că nu se mai poate face nimic și te gândești, dar mai poate salva cineva situația asta, dar se mai poate ridica ceva bun de aici, am încercat cu el de atâtea ori să-l fac să-și revină și nu și-o mai revenit, mai merită să investesc. Mai merită să mă port cum trebuie cu oamenii ăștia. Mai merită să le mai spun încă o dată frumos, pentru că văd că le tot spun și parcă nu iau seama. Frați și surori, vine Biblia în versetul 3 și spune în felul următor, că despre ei vreau să vorbesc. La intrarea porții erau, și ascultați acum, 4 leproși. Nu era nici împăratul, nu era nici prorocul Samuel, nu erau nici oamenii cu vază din cetate, nu erau nici străjerii care stăteau la poarta cetății. Spune Biblia că la intrarea porții erau 4 leproși. Pune-mi, te rog frumos, Sami, Levitic 13, de la versetul 45. Hai să vă arăt în foarte scurte cuvinte ce însemna lepros pentru vremea aia. Să vedeți ce statut aveau leproșii ăștia. Asta e legea pe care Dumnezeu a lăsat-o despre lepros. Și spune așa, leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate. Oamenii ăștia umblau cu hainele sfâșiate, oamenii ăștia n-aveau voie să se îmbrace. Oamenii ăștia, ascultați-mă bine, frații mei, erau niște oameni care erau văzuți de la depărtare din pricina faptului că umblau cu capul gol. Trebuiau să-și acopere barba și nu numai asta. Că știți care e problema? Când ai câte un necas, când ai câte o boală, când ai câte o problemă, tu vrei să o ascunzi, că așa suntem, nu? Avem noi vorba aia românească. Rufele se spală în familie, nu? Că n-o să vin și o să pun pe tavă toate problemele familiei mele. N-o să veniți și o să spuneți totdeauna toate problemele, nu? Așa e, n-o să le spuneți public. Vă găsiți pe cineva aproape dacă e nevoie de mărturisire. Dar oamenii ăștia erau, ascultați-mă, condamnați. Să știe toată lumea problema lor. Strigau, necurat, necurat, trebuiau să strige. Asta era legea. Niște oameni cu care n-ar fi avut nimeni să stea. Niște oameni pe care nu ți trebuia în echipa ta. Niște oameni cu care n-ai fi vrut să faci echipă niciodată. Pune în versetul 46. Uitați-vă ce zice următorul verset. Câtă vreme va avea rana,
va fi necurat și este necurat și ascultați, era condamnat să locuiască singur și locuința lui să fie în afara taberei. Știți care e cea mai mare durere a unui om? Îmi permit să spun asta pentru că e o soră dragă și eu vorbesc și povestesc mult cu ea. Știți ce spunea sora Nica astăzi? Și asta poate să fie așa un îndemn pentru biserică. O zis, frate Bogdan, vorbeam câteva cuvinte cu ea înainte de a intra aici și de a ajunge jos. Și o zis, frate Bogdan, boala ca boala, ca sora Nica, cum vă mai simțiți? E în vârstă, nu, e normal, îți bolnav eu la 38 de ani, dar îmite sora Nica care are mulți ani peste mine. Și o zis, frate Bogdan, boala ca boala, dar ascultă-mă bine, singurătatea e cea mai mare problemă. Știți că asta e cea mai mare problemă? Vrei să faci un om să se deie cu capul de pereți, iar și izolează-l singur. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cu dorința aceasta de a avea părtășie unii cu alții. Oameni buni, e o dorință pe care Dumnezeu a pus-o noi, așa suntem creați, așa suntem formați de Dumnezeu. Singurătatea e unul dintre cele mai grele lucruri. Întrebați un văduv, eu îl întreb pe tata meu câteodată cum îi, are tot ce-i trebuie, are casă, are pensie mare, de mai poate să-și cumpere încă o casă, are tot ce vrea. Știți ce îmi spune? Nu mă pot bucura de nimic, singurătatea mă termină. Singurătatea asta era condamnat, omul acesta care era repros, era condamnat să fie singur. Nu, cam despre oamenii ăștia vreau să vă predic eu. Pentru că poate e cineva în seara asta care o să zică, frate Bogdan, dar eu n-am nici școală, eu nu sunt nici nu știu ce om de afacere, eu nu sunt nici ordinat, eu nu sunt nici cu, nu știu să citesc, nu știu cât din Biblie. Nu, aici e vorba despre oameni simpli, despre cei mai de jos oameni. În seara asta, oricât de jos crezi că tu ești, Dumnezeu vrea să te folosească. Oricât de jos și de neînsemnat crezi că ești, Dumnezeu poate să rezolve criza aceasta cu tine. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, hai să vă citesc versetul 30. La intrarea porții erau patru leproși. Ascultați acum, care dintr-o dată au zis unul către altul. Și auziți, la ce să ședem aici până vom muri? Prima categorie pe care Dumnezeu vrea să o folosească în momentul de criză sunt oamenii cărora le pasă de lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, nu se uită Dumnezeu prima dată la darurile tale, nu se uită la capacitatea ta de a face ceva. Dumnezeu astăzi caută oameni cărora le pasă. Oameni care să simtă, oameni care să-și dorească, oameni care să-și pună inima să facă lucrarea lui Dumnezeu atâta cât pot, atâta cât au putere, atâta cât au finanțe, atâta cât au capacitatea de a lucra. Dumnezeu îi caută. Scumpii mei, de ce și-au pus oamenii ăștia? Că m-am tot întrebat, m-am gândit zilele acestea la mesajul ăsta, de ce au pus întrebarea asta, la ce ședem până aici? Știți de ce? Pentru că există un concept, dragii mei, se numește conceptul cauză-efect. Orice cauză are efect, orice cauză însoțită de efect. Știți că Biblia vorbește despre conceptul ăsta, cauză-efect? Zice așa, credința fără fapte este? Pentru că o credință adevărată generează un efect, adică fapte. Eu vreau să vă întreb, când iubesc pe cineva, se vede? Se vede, 100%. Dacă cred în Dumnezeu, se vede? Se vede. Dacă, nu știu, dacă urăsc pe cineva, se vede? Se vede. Pentru că, frații și surori, ascultați-mă, nu putem spune că iubim dacă nu se vede că iubim. Nu putem spune, zice Biblia, că credem dacă nu se vede că credem. Nu putem spune că iubim când noi urâm și se vede că urâm. Lucrurile astea se văd, există o cauză-efect și lucrul ăsta se vede. Nu, ascultați-mă, scumpii mei, în momentul în care îți pasă de lucrarea lui Dumnezeu, vei începe să spui întrebări. Ce pot să fac eu pentru Dumnezeu? Știți ce puteau să facă leproșii ăștia, că m-am gândit? Puteau să stea acolo și să strige și să zică, împărate, nu faci ceva! Fraților, dar nu faceți voi ceva, dar nu schimbați voi ceva! Fraților, dar nu interveniți voi! Putea să zică leproșii ăștia, putea să zică, să vină armata să facă ceva! Să vină, nu știu, să vină prorocul Elisei să facă ceva! Nu, au zis, la ce să stăm? Nu ne pasă! Ne pasă de noi, ne pasă de ce se întâmplă aici și o să vă arăt și o să vă demonstrez că nu forțez textul, că până la sfârșit oamenilor ăștia leproși le pasă de cetate. Dragii mei, cui pasă de lucrarea lui Dumnezeu începe să-și pună întrebări. În mintea lui începe să se nască întrebarea dacă e situația care îi. Decât să vorbesc, decât să spun despre unul și despre altul, decât să spun că nu merge nimic bine, decât, nu mai bine încerc să fac ceva?
Asta vrea Dumnezeu de la noi. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Dragii mei, lucrările frumoase pleacă de la un gând. Cele mai frumoase predici și cele mai frumoase mesaje din partea lui Dumnezeu, întrebați pe frații care predică, pleacă de la un gând. Când stai în părtășie cu Dumnezeu și pentru că îți pasă de lucrarea lui Dumnezeu și pentru că nu vrem să venim în fața dumneavoastră și să vă predicăm numai așa, să luăm texte de care găsim și deschidem Biblia și hai să vă predicăm numai de dragul de a predica, pentru că ne interesează, pentru că ne doare, pentru că ne dorim ca cuvântul care îl predicăm să fie cuvânt din partea lui Dumnezeu la momentul de punct ochit, punct loviet. Și când ne rugăm, vine un gând, vine un gând de mesaj. De ce vine gândul ăla? Pentru că în inimile noastre există o dorință de a lucra pentru Dumnezeu. Pentru că în inimile noastre există o dorință de a face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, cele mai frumoase mesaje iau naștere din urma unui gând. De atâtea ori am pățit experiența aceasta. Mi-aduc aminte, am găsit odată într-o biserică, am ajuns în biserica respectivă și am găsit așa o carte groasă, groasă de cântări. Și scria cântările Domnului. Și erau foarte multe cântări, câteva, 1000 și ceva, aproape 2000, dacă nu greșesc, de cântări erau. Cântări culese, de la frații penticostale, de la frații baptiști, de la creștini după Evanghelie erau de la cei de la Oastea Domnului, Nicoliță Moldoveanu, multe, multe, multe cântări acolo. Dar în cartea aceea, ce a fost frumos și ce am citit, era o porțiune unde scria despre cum au fost primite cântările alea, cum s-au făcut cântările alea. Și vă spun, am fost foarte curios, am vrut să văd, am întrebat, am un prieten care are studio de muzică și l-am întrebat, mă, cum faci, cum compui, ești curios, cât de repede îți dă Domnul o cântare, cât muncești pentru o cântare. Și am citit acolo, am fost curios și am citit despre o cântare pe care dumneavoastră o știți și o cântați. Felul în care s-o primit. Și a fost o cântare primită de fratele Nicoliță Moldoveanu în pușcăria, în închisoare de la Aiud. Pe când stătea acolo în închisoare de la Aiud, într-o zi la amiază, ca să-și bată joc ofițerul de serviciu, o zis, care sunteți, mă, care sunteți cu Dumnezeu? Că erau numai de la Oastea Domnului atunci. Ăștia erau cei mai mulți închiși pentru credință. Erau ei și au zis, mă, care sunteți cu Dumnezeu? Hai toți aici, alinierea în față. Și o aliniat acolo în față pe toți, era iarnă, o lua găleat, o aruncat apă pe betonul rece și o zis, n-o toți acum pe burtă. Și el s-a urcat așa, cum se urcă dirijorul, s-a urcat pe o treaptă mai înaltă și o zis, n-o, acum mă uit la voi, la toți, toată lumea și toți ăștia care sunteți credincioși și sunteți cu Dumnezeu, hai, aici pe burtă târâți-vă, pentru că vreau să văd unde e Dumnezeu vostru. Și se tărau frații noștri și dădeau din coate și se tărau acolo să meargă înainte pe betonul acela rece. Și la un moment dat un tânăr care era mai la început, care era mai slab, era închis pentru credință, se uită la fratele Nicoliță și îl întreabă și zice, frate Nicoliță, pentru că deja nu mai putea, se simțea atât de obosit și trupește și fizic și a zis, frate Nicoliță, unde-i Dumnezeul nostru acum? Unde-i? Și ascultați, în loc ca fratele Nicoliță să se plângă, să uita la el și a zis, Dumnezeu nostru e aici. Și în momentul acela și-a ridicat amândoi ochii și a început să cânte cântarea care zice, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scârșnește, ci uită-te la cer. Pentru că ascultați-mă bine, frați și surori, și frații sunt martori, cele mai frumoase mesaje, cele mai frumoase cântări iasă în momentul în care treci o experiență, treci, nu știu, o vale a umbrei morții, treci o bucurie, că cântările nu sunt numai de vale a umbrei morții, sunt de bucurie, treci o bucurie, o biruință cu Dumnezeu și din pricina dorinței și în urma unui gând care e în mintea ta, Dumnezeu poate face ceva, îți dă o cântare, îți dă o soluție, îți dă ceva, după ce oamenii ăștia au spus, băi, dar la ce să stăm? De ce să stăm aici? De ce să stăm până vom muri? Hai să facem ceva. Nimeni nu face nimic, o facem noi. Știți care e următorul pas? Versetul 4 zice așa. Încep să găsească soluții.
Pentru că întotdeauna, ascultă-mă, dacă vii sincer înaintea lui Dumnezeu și încep să spui întrebări, Doamne, ce aș putea să fac? Doamne, cum aș putea să lucrez? Ce aș putea să... Cum aș putea să pun eu umărul meu la lucrare aici? Dumnezeu începe să-ți dea soluții. Uitați ce zice versetul 4. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haideți să ne aruncăm în tabăra sirenilor și dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Scumpii mei, vă spun ceva. În urma unui gând și în urma dorinței aprinse de a face ceva pentru Dumnezeu, se poate naște ca Dumnezeu să-ți dea soluție. Îți dă soluții. Vreau să vă spun ceva. Știți care erau șansele? Astăzi am citit Biblia și m-am gândit la versetul ăsta. Știți care erau șansele din versetul ăsta să trăiască ei? Erau patru variante. Să meargă în cetate și în cetate mureau. Era a doua variantă să rămână și iarăși mureau. Și mai erau încă două variante. Dacă vor merge în tabăra sirenilor, să fie omorâți sau să fie lăsați cu viață. Erau patru variante, dintre care patru erau să terminau cu moarte și una singură cu viață. Știți ce e ciudat? M-am gândit de multe ori că noi ca și români, întotdeauna când Dumnezeu începe să ne dea soluții, venim cu scuze. Doamne, dar e prea greu, dar sunt patru variante de moarte și numai una de viață. Dar ce să fac, nu? Dar nu, orice român citav la cap, orice om citav la cap, dacă e unul la patru, îți dai seama că ăstea, da? Ăstea câștigă, nu? Că sunt trei variante de moarte și una de viață. Știți ce apreciez și știți ce îmi dau seama de la leproșii ăștia? Ori zis leproșii ăștia, băi, nu ne interesează, mă. O singură variantă de viață dacă vrem să mergem înainte. Frații și surori, ascultați-mă bine. O singură variantă de viață dacă aveți pentru Dumnezeu să merită să mergeți înainte. Pentru Dumnezeu se merită să nu renunțați, pentru Dumnezeu se merită să acționați în continuare, pentru Dumnezeu merită să vă rugați în continuare, să postiți și să faceți ceea ce vă cere Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Scumpii mei, oamenii ăștia puteau să se oprească, zic că e prea mult. Dar oamenii ăștia au fost motivați. Știți ce mi-e ciudă așa, parcă câteodată, hai că e mult spus ciudă, ce mă doare. Pune-mi, te rog, Marcu 5 cu 26. Să vedeți dacă nu trecem și noi prin ceea ce a trecut femeia aceasta. E vorba de femeia aceea cu scurgere de sânge. Zice că femeia asta fusese, zice, suferise mult de la mulți doctori. Și ascultați acum, cheltuise tot ce avea și tot nu simțise nicio ușurare. Banca era mai rău. Hai să vă explic. Adică mergea de dea banii la doctor, nu se întâmpla nimic, ea se simțea mai rău. Nu renunța, se ducea la următorul doctor, cheltuia din nou banii, tot mai rău se simțea. Nu renunța la următorul doctor. Știți ce mă doare? Că pentru sănătatea noastră, pentru noi, pentru casele noastre, pentru ce vrem noi, de multe ori nu renunțăm, mă luptăm, mă, nu, mă, mergem până la ultimul, dăm din coate, mă, să păzească Dumnezeu să ne păgubească cineva cu ceva, să păzească Dumnezeu să trăim o pagubă, să ne păzească Dumnezeu de așa ceva, că imediat dăm din coate. Dar ascultați-mă bine, când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când vine vorba de sacrificiu în lucrarea lui Dumnezeu, cum facem? Nu vi se pare că atunci alegem varianta cea mai simplă? S-o obosi, frate. S-o obosiți. Sunt obosit, zice. Nu mai pot. Frați și surori, ascultați-mă. Să merită să luptăm pentru Dumnezeu mai mult și mai puțin pentru noi. Să merită să facem mai mult pentru Dumnezeu și mai puțin pentru noi. Ascultați-mă ce vă spun. Dragii mei, îmi dau seama de lucrul acesta. Îmi dau seama că atunci când vine vorba de noi, luptăm atâta de mult și tragem cu dinții. Să-mi facă fratele păstor dreptate. E datoria mea, e dreptul meu să-mi facă dreptate. De ce au făcut asta? Vreau dreptate. Frații și surori, și când te roagă cineva ceva să faci ceva pentru Dumnezeu, nu pot, zice, s-o obosit. Zice, nu pot, că nu mai am la pușculiță. Nu pot, că n-am timp. Nu pot, că sunt acolo. Oare n-ar trebui să schimbăm un pic balanța? N-ar trebui să nu ne mai uităm la pagubele care le suferim noi? N-ar trebui să dăm la o parte mai mult ce înseamnă de noi și să spunem, Doamne, vrem mai mult pentru Tine?
Vrem mai mult să facem pentru tine și pentru împărăția ta. Domnul să ne dea biruință, frați și surori, că dacă vom rămâne cu ceva, ascultați-mă, totul se gata și voi știți că totul e efemer și trecător. Tot ce agonisim mai devreme sau mai târziu se strică. Ne uităm că ne cumpărăm mașini bune și uitați-vă că mai devreme sau mai târziu le dăm la fier vechi și totul se strică. Și am făcut atâtea eforturi să ni le cumpărăm. Eu vă întreb, când investim în împărăția lui Dumnezeu, care ne va fi răsplata? Și ascultați-mă, nu aș vrea să gândiți așa. Am renunțat de mult la gândirea asta. Spun de multe ori în predici, mă corectez după aia. Nu faceți pentru răsplată. Știți de ce ar trebui să facem în primul și în primul rând? Pentru că îl iubim pe El. Pentru că îl iubim pe El. Și pentru că mai mult de răsplata care ne-o va da în cerul cerurilor, mai mult de răsplata care ne este pregătită când ne vom întâlni cu El, pentru că îl iubim pe El, frați și surori. Oamenii ăștia au înțeles un lucru, au zis, bă, trebuie să găsim o soluție. E grea soluția, nu nimic, o găsim, e grea, dar o găsim. Puteau să spună că au piedici, oameni buni, leproși, fără bani, cu hainele. Acum eu vă întreb, hai să fim sinceri, când îi vedeau sirienii și recunoșteau că-s leproși, îi vedeau cu hainele rupte, îi vedeau cum arată, cu buble, păi mai aveau ăștia vreo șansă de viață? Zero șansă de viață. Puteau să zică, bă, să trimită împăratul niște ostași de ăștia puternici, să trimită pe Elisei cu un steag de la de pace, să trimită, să facă împăratul ceva, pentru că, scumpii mei, ori de câte ori veți găsi soluții și ori de câte ori veți vrea să faceți ceva pentru Dumnezeu, trebuie să vă așteptați la piedici. E normal să fie piedici, e normal să aveți împotriviri. Știți ce vă sfătuiesc în seara asta? Să faceți ce-a făcut David. Că s-a dus într-o zi, David era încă un copil și s-a dus acolo în tabăra lui Israel și l-a auzit pe Goliat cum blestema poporul Israel și cum o căra pe Dumnezeu și a zis, băi, oameni buni, ce se întâmplă aici? O zis, dacă nu există niciunul care să se bată cu Goliat, eu vreau să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și să mă bat cu Goliat. Punem te rog 1 Samuel 17 cu 28 și o zis Eliab, tu vrei să te bați cu Goliat? Tu? Eliab, fratele lui cel mare, care auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânia împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât? Bă, omule bun, ce-i cu tine? Pentru ce te-ai coborât tu aici? Tu nu înțelegi că nu poți face nimic, tu nu înțelegi că ești un copil, tu vezi că aici sunt numai ostași, numai oameni plini de putere. Și David a zis, nu, Eliab, tu nu vezi bine lucrurile. Pune-mi, te rog, după aia 1 Samuel 17 cu 33. S-a dus în fața lui Saul. Știți ce îi spune Saul? Îl încurajează Saul pe David. Să uită Saul la David și zice, mă, slăvit să fie Domnul că e un om aici care vrea să facă ceva. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil. Un copil. Oameni buni, nu trebuie să vă oprească zidurile. Nu trebuie să vă oprească împotrivirea. Eu stau să vă întreb, gândiți-vă numai așa, gândiți-vă numai la slujitorii care ne slujesc pe noi. Gândiți-vă la oamenii care fac parte din bordul de conducere. Dacă ar fi renunțat, unde s-ar fi ajuns cu lucrarea? Credeți că n-au fost împotriviri? Credeți că n-au fost dureri? Credeți că n-au fost probleme? Credeți că n-au fost neajunsuri? Au fost 100%! Au fost 100%, pentru că fiecare în funcție de nivelul la care Dumnezeu l-a crescut, îi dă și provocările. Credeți că n-au fost? 100% au fost. Întrebați-i să vedeți. Nopți nedormite, rugăciuni, posturi ca Dumnezeu să rezolve anumite cauze. Au fost împotriviri. Știți care e frumusețea? Că nu s-au renunțat, slăvit să fie Domnul. Nu renunțați, frați și surori, uitați-vă la David, hai să-l copiem pe David. Nu putem face mare lucru, fiecare la nivelul la care Dumnezeu l-a așezat, dar trebuie să facem ceva. Oricâte împotriviri vom avea, leproși ești, ori înțeles un lucru, mă, nu contează că suntem leproși. Știți ce puteau să zică? Mă, suntem patru, mă, cine ne bagă pe noi patru oameni seama? Nu, noi vrem să facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce vreți leproșilor să facem? Pentru că ne pasă. Când îți pasă, vei face ceva, ascultă-mă. Când îți pasă, vei pune osul la treabă. Nu poți face multe, poate poți numai să pui faianță, poate poți numai să te rogi, poate poți numai o zi de post pe săptămână. Ascultă-mă, Dumnezeu binecuvintează asta, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, o biserică, știu, o biserică, asta e o întâmplare adevărată, spune că biserica asta mergea foarte greu. Era așa, o apatie în biserică, nu mergea nici cuvântul, nu mergeau nici cântări, nu mergeau nimic. Era greu de tot.
Și într-o zi o soră o zis, gata, pe mine nu mă mai interesează. Eu văd că oamenii ăștia au o problemă. Eu mă pun în post și în rugăciune pentru adunarea noastră. Și-a făcut un caiet cu aproximativ 30 de pagini, dacă nu greșesc. Și îmi spunea fratele păstor care mi-a povestit lucrul ăsta, zice, frate Bogdan, a scris toate numele din biserică, toți, de la mic la mare, copii, pe toți i-a luat, pentru fiecare se ruga în fiecare zi. Noi n-am știut asta. O zis, frate Bogdan, dintr-o dată Dumnezeu a făcut o explozie spirituală. În fiecare an botez. O zis, frate Bogdan, de biserică de țară, zice, botez în fiecare, nici nu aveam, nici nu ne așteptam să se mântuiască atâția oameni să vină să-L caute pe Dumnezeu. Și într-o zi sora aceasta moare și după ce moare, tot anul viitor, de atunci, tot anul viitor, din nou așa, parcă intră biserica în aceea stare care a fost în primii ani. Și fratele păstor, așa stând într-o seară, asociază moartea surorii cu problemele din biserică și se duce la fata ei și o ia pe fata ei și întâmplarea asta e adevărată și îmi povestea fratele păstor, o zis, frate Bogdan, zice, m-am dus la fata acelei surori și am întrebat-o, te rog spune-mi, știi ceva despre mama ta? Uite ce se întâmplă, am asociat moartea mamei tale, zice, cu problemele astea ale noastre ale bisericii. Și fata o zis, frate păstor, vreau să vă arăt ceva, mama mi-a spus să nu spun niciodată, dar mama a plecat la Domnul. Vreau să mergem în camera în care dormea mama, pentru că stătea cu fata ei, o lua caietul și o zis, frate păstor, era uzat. Se vedeau unele nume așa de greu cum tot trecuse cu mâna peste ele. Și o zis, ăsta-i caietul pe care mama mea în fiecare seară, de la ora 9:30, se punea pe genunchi și se ruga pentru toți până la 2-3 dimineață. Pentru că, oameni buni, ascultați-mă, când îți pasă faci ceva, știi ce mi-e cel mai ușor? Să spun de unul și de altul. Știți ce e cel mai greu? Să împese și să fac ceva. Oamenii ăștia puteau să comenteze până mâine. Oamenii ăștia puteau să facă și să facă revoluție, dacă vreți. Puteau să facă oamenii ăștia. Dar oamenii ăștia au ales să facă ceva. Dumnezeu schimbă și o să vedeți până la sfârșitul mesajului. Dumnezeu schimbă starea unei cetăți. De ce? Că 4 oameni care erau neînsemnați, în loc să bombăne, s-au hotărât să facă ceva. În loc să bată din gură, s-au hotărât să facă ceva. Oameni buni, al treilea lucru, de fapt, despre care vreau să vă spun atunci când îți pasă, nu numai că îți pui întrebări, nu numai că faci planuri și găsești soluții, dar și acționezi. Oamenii ăștia, în versetul 5, vine Biblia și spune în felul următor, zice, au plecat în Amur să se ducă în tabăra sirenilor. Cea mai înaltă treaptă a dorinței este acțiunea, dragii mei. Asta înseamnă materializarea dorinței, acțiune, să acționez. Asta înseamnă. Acum vreau să vă spun ceva, vreau să vă arăt, am găsit astăzi în Scriptură un om pe nume Saul și voi știți despre el, Saul din Vechiul Testament. Pentru că același om, două atitudini greșite. Punem te rog frumos 1 Samuel 10:27. A fost o vreme când Dumnezeu l-a ales pe Saul și a spus la Saul așa, Saul, tu ești omul meu, tu ești omul care ești împărat. Și omul acesta avea ochii pironiți, ochii ațintiți către cer, către Dumnezeu, către lucrarea lui Dumnezeu. Și în orice lucrare, ascultați-mă, întrebați-i pe frații slujitori dacă nu mă credeți, în orice lucrare sunt și oameni buni, sunt și oameni răi, sunt și oameni care sunt de partea ta și îți dau mâna și te încurajează, cum spunea fratele Daniel, sunt și oameni care spun piedic. Că e normal să fii așa. Pentru că n-ai cum să placi tuturor. Există oameni care te apreciază. Sunt oameni care se roagă pentru tine. Și sunt oameni care de-abia îți așteaptă sfârșitul. Sunt oameni care ți-ar pune piedică la fiecare colt. Că asta e viața în care trăim. Exact așa era și pe vremea lui Saul. Știți ce îmi place la Saul? Când Saul avea țintit ochii către Dumnezeu, când Saul știa ce trebuie să facă, când Saul avea în mintea lui, măi, eu mă concentrez doar pe lucrarea lui Dumnezeu, acționez conform soluțiilor, doar în lucrarea lui Dumnezeu. Se termină versetul așa. Dar s-a făcut că noi aude. Oamenii vorbeau, oamenii strigau, oamenii își băteau gura, Saul e așa, cu ce o să ne poată ajuta, Saul, vorbeau ce vorbea. El știe ce făcea? El stătea drept și mergea înainte și avea ochii ațintiți spre cer. Numai că într-o zi s-a întâmplat ceva cu Saul. Și punem, te rog, 1 Samuel, capitolul 18, versetul 8 și 9.
La un moment dat, privirea lui Saul nu a mai fost ațintită către cer și privirea lui Saul a fost ațintită către colegul lui. Nu s-a mai uitat la cer, s-a uitat la colegul lui și știți ce s-a întâmplat atunci? Atunci a zis Biblia așa, s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. Pentru că într-o zi când veneau de la război, zice Biblia că niște femei strigau, o birui David, strigau către David mai tare. Frați și surori, ascultați-mă bine, cât timp o să vă comparați cu alții, cât timp o să vă uitați dacă sunteți mai buni decât celălalt, decât unul, decât altul, nu o să puteți merge înainte acționând conform planului lui Dumnezeu, acționând conform soluțiilor pe care Dumnezeu vi le dă. Oameni buni, Saul, știți ce făcea aici? În loc să se uite spre cer, vorbea pe unul și pe altul, mergea și spunea la Ionatan, lasă că-l prind eu pe Saul, de ce te-ai împretenit cu el? Când era de față cu David, n-avea nicio problemă. Când era de față cu David, era cu zâmbetul pe buze. Când era în spatele lui David, nu mai vorbea, nu mai ponegrea și nu mai zicea lucruri care nu erau adevărate despre David. Pentru că ochii lui, dragii mei, numai astăzi am citit asta și mi-am dat seama, nici nu m-am gândit până astăzi la așa ceva. Și m-am gândit că Saul, când și-o lua privire de la lucrarea lui Dumnezeu și îl interesea imaginea lui, pentru că greșise înaintea lui Dumnezeu, pentru că făcuse o greșeală și Samuel i-a spus, Saul, e problemă cu tine. În momentul acela, omul acesta nu se mai putea uita la Dumnezeu. Frați și surori, știți ce îmi doresc de la dumneavoastră? Îmi doresc de la mine, de la toți, de la familia Tabor, să ne ajute Domnul să stăm cu ochii spre cer. Să ne ajute Domnul să ne uităm acolo. Să ne ajute Domnul să înțelegem că suntem o familie și trebuie să mergem înainte. Lăudați să fie Domnul! Ce-au făcut oamenii aceștia? Oamenii aceștia, în primul și în primul rând, au fost oameni cărora le-au păsat de lucrarea lui Dumnezeu. Doi. Al doilea punct și cu ăsta închei, n-am trei astăzi. Uitați ce spune versetul. Apoi și-a zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea, dacă vom aștepta până la lumina zilei, de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Adică oameni cărora le-au păsat de cei din jur. Le-au păsat de lucrarea lui Dumnezeu, le-au păsat de ceea ce înseamnă Dumnezeu și de lucrarea lui, dar le-au păsat de semenii lui. Le-au păsat de semenii lor, s-au uitat. Oameni buni, uitați-vă în versetul 8. Haideți să vedeți tendința omului. Uitați care e tendința omului. Zice așa, leproșii ajungând în tabără au pătruns într-un coș. Ascultați, au mâncat, au băut și au luat argint și aur, haine și s-au dus și le-au, ziceți voi, ascuns. Ascuns. Pentru că asta e tendința noastră interioară, doar pentru mine. Am primit 100 de lei în numele Domnului, pentru mine. Am primit ceva în numele Domnului, pentru mine și casa mea, atât. Nu asta? Nu vi se pare că așa suntem de multe ori îndemnați de firea pământească? Și frate, ea meu, ori mâncat, ori băut. Dar nu a fost de ajuns, s-au dus, s-au ascuns și au zis, bă, mai mergem o tură. Că nu ne ajunge. Dar știți ce-i frumos în toată mișcarea asta? Pentru că ei aveau o inimă care, sincer, eu cred din toată inima că leproșii ăștia se gândeau la alții. Deși, ascultați-mă, paradoxul că oamenii din cetate nu se gândeau la leproși. Leproșii se gândeau la oamenii din cetate, oamenii din cetate nu se gândeau la leproși. Dar în timp ce cărau pentru ei, în timp ce se lăsau mânați de firea pământească și cărau și ascundeau și ascundeau, le vine un gând, zice, nu facem bine. Ori zis unul către altul, bă, nu facem bine. De ce? Pentru că noi suntem frați și surori. Pentru că Dumnezeu trimite și dă tuturor. Pentru că Dumnezeu vrea să mă învețe să împart și Dumnezeu vrea să te învețe să împarți. Spui, frate Bogdan, dar tu ai mai mult ca mine. Nu, Dumnezeu vrea să împarți din puținul, ascultați-mă. Ca Dumnezeu să-mi dea mult într-o zi, întrebați-i pe toți care au mai mult, ori știu să împartă din puțin. Până nu înveți să împarți din puțin, până nu înveți puținul ăla să-l pui în brațele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți va da mult, că nu poți să-l duci pe la mult. În timp ce cărau și-or da seama că au niște semeni în cetate, ori zis, bă, nu facem bine ce facem. Știți ce m-am gândit? M-am gândit care a fost metoda prin care Dumnezeu i-a învățat pe oamenii ăștia să aibă grijă de ceilalți. Cum a făcut Dumnezeu să sădească în ei dragoste pentru semenii lor? Știți ce mi-am dat seama? Că boala pe oamenii ăștia patru i-a unit.
Boala pe oamenii ăștia patru i-a făcut să fie separ, să fie altfel. Dragii mei, uitați-vă de la versetul 3. Hai să vă spun câteva lucruri. Zice, la intrarea porții erau patru lefoși care și-au zis unul către altul. Pentru că boala i-a făcut să stea împreună și să vorbească unii cu alții. Sunt convins că niciunul lepros nu și-a pus mâinile așa și-a zis, bă, astăzi nu vorbesc cu tine. Nu! Durerea, boala, necazul, nu o să observa că ne apropie unul de altul. Ne mai sunăm și mai spunem, frate, cum ești? Nu vi se pare că atunci când trecem prin boală, parcă ne cerem iertare mai ușor? Am observat asta. Când te apasă boala la pat și când suni și spui, frate, îmi pare rău pentru ce am zis. Nu trebuia să zic asta. Boala i-a apropiat pe oamenii ăștia, dragii mei. Erau doi prieteni buni la Deva, unul s-a pocăit, unul nu-i cunosc. Și ăsta care s-a pocăit, tot încerca să se împace cu ăsta nepocăit și o zic, bă, omule bun, nu merită, să ne facem praf viața, mă, nu merită, mă, bă, am fost prieten de mici, mă, pentru ce, mă, pentru nimica? Nu! Și într-o zi mama prietenului nepocăit se pocăiește și pleacă la Domnul. Și amu, cine-i face mormântarea? Pocăiții. Mama, fiul nepocăit, prietenul pocăit. Față în față și între ei un sicriu. În durere, în boală, prietenul nepocăit ridică ochii și zice către cel pocăit, te iert. Pentru că boala te face să te schimbi un pic. Trebuie să fim sinceri. Când diagnosticul nu-i bun, să schimbă, să mișcă lucrurile noi. Nu mai ies așa țâvnos cum eram. Nu mai ies așa puternic cum mă credeam odată. Mai ales când e câte o boală de asta terminală și când stai numai la mila lui Dumnezeu, te schimbi total. Am primit într-o zi un telefon de la cineva care nu m-am așteptat în viața mea să-și ia iertare de la mine și a zis, omule, ce faci? Sunt în spital. Am înțeles. Pentru că spitalul mă face să pun mâna pe telefon și să-mi cer iertare. Ascultați-mă, n-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa, dar asta e. Că asta e realitatea în care trăim. Zice că oamenii ăștia au vorbit unul cu altul. Auziți, au plecat în amurg, au fost împreună, s-au gândit împreună, aveau planuri împreună. Pentru că, dragii mei, trebuie să recunoaștem, boala ne apropie, boala ne unește pe mulți, necazul ne unește. Simțim altfel lui. Când ești eu în durere și tu ești în durere, parcă altfel ne comportăm. Dragii mei, leproșii s-au gândit mai mult la ceilalți decât la ei. Ascultați-mă, e onorabil să poți să gândești și să acționezi așa. Din punct de vedere pământesc, să spese mai mult de cel de lângă tine, e o nebunie. Din punct de vedere duhovnicesc, când Biblia zice să te uiți la cel de lângă tine ca și cum e mai mare. Se uită, zice Biblia la un moment dat, zice, nu contează ce ai tu, pentru că fericirea adevărată și mai ferice este să dai. Nu, Doamne, dar eu vreau să primez. Nu, n-ai înțeles bine, Bogdane. Ești mai fericit când dai decât atunci când primești, dacă ești un om duhovnicesc. Scumpii mei, vreau să vă arăt ceva. Pune-mi, te rog, Ioan capitolul 4, de la versetul 31. Domnul Iisus stătea de vorbă cu o femeie și era la fântână aceea și era o femeie samariteancă și stătea de vorbă și au venit ucenicii și ascultați, în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă, ți-e foame, ești epuizat, ești slab, sunt convins că învățătorul, Domnul Iisus Hristos, nu a fost gras, sunt convins de asta 100%. Și o să uită-te la tine, atâta post, atâta rugăciune, nopți întregi de rugăciune, ești 100% Dumnezeu, dar ești om, există neputința aia de om, a trupului, mănâncă. Și o zis Domnul aici așa, un principiu pe care săptămâna asta l-am văzut citind textul acesta. O zis Domnul, pune în versetul următor, o zis, în acest moment nu-i vorba despre mine, ci vorba despre ce trebuie să-i spun eu femeii. Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți.
Încă nu știau ucenicii pe vremea aia. Știi ce a vrut Domnul Iisus să le spună? O vrut Domnul Iisus să le spună în felul următor. O zis, ascultă-mă. Mâncarea asta pe care noi o mâncăm fizic, mâncarea asta, asta satură un trup. Asta e o mâncare care satură trupul ăsta. Noi postim, noi avem discipline spirituale și putem renunța la ea. Dar mâncarea asta pe care eu vreau să-i o dau femeii, vreau să-i vorbesc despre mântuire, vreau să-i dau cerul, vreau să-i spun ceva ce să-i adapt pe sufletul. Asta e o mâncare pe care voi, ucenicii mei, încă nu o cunoașteți. Pentru că, scumpii mei, ascultați-mă, cu mâncarea asta pământească satură trupul. Există lucruri pe care le facem pentru Dumnezeu și satură sufletul, că de-aia spune că e mai ferice să dai decât să gândești, decât să primești. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să învețe pe oamenii ăștia și mi-am adus aminte când am citit aici de Tatăl meu. Și mi-am adus aminte că la un moment dat, cu ceva ani de zile în urmă, m-a luat deoparte și mi-a zis, Bogdan, vreau să-ți spun o întrebare. Și mi-a pus o întrebare, de ce alergi atât? De ce? O zis, uite-te la tine, nu ești cu absolut nimic mai bogat, nu ești cu absolut nimic mai nu știu cum, nu. Și eu început să-mi de exemple pe care nu vi le pot spune de la învon. Și am zis, tati, eu nici nu caut asta, că scopul meu nu e asta și ținta mea nu e asta. Ținta mea nu e ce mașină am, ținta mea nu e dacă mai am 3 sau 5 sau 10 camere la casă, asta nu e ținta mea. Nu, asta e ținta mea. Și o zis, spune-mi, de ce alergi? De ce faci asta? Și am spus, de ce fac asta? Pentru că e mai ferice să faci decât să primești. Vă rog să-i întrebați pe frații slujitori, oricât de obosit ești, oricât de epuizat ești, oricât de bolnav ești, când te pui seara în pat și știi că ziua ai trăit-o pentru Dumnezeu, ascultă-mă, pacea și fericirea care întrece orice pricepere te cuprinde, nu mai ai nevoie de nimic, nu-ți mai trebuie nimic, ai o împlinire și o satisfacție când ziua ai putut să faci ceva pentru cerul lui Dumnezeu. Oameni buni, oamenii ăștia ori fost oameni care ori iubit, care ori avut afecțiune față de semenii lor și pentru că ori avut afecțiune s-au pus prima oară, i-au pus prima dată pe ei și apoi i-au pus prima dată pe semeni și apoi pe ei. Și în al doilea rând și încheiem. Leproșii ăștia s-au gândit așa. Uitați ce spune versetul 9. Apoi și-au zis unul altuia, nu este bine. Și ascultați acum, ziua aceasta este o zi de veste bună. Adică oamenii ăștia au înțeles un lucru. Frații mei, știți când trebuie să începem să punem osul la treabă? Când? Astăzi. Știți când e ziua în care trebuie să începem să facem pentru Dumnezeu? Astăzi. Astăzi trebuie să luăm hotărârea. Astăzi trebuie să ne rugăm Domnului să ne ajute. Și astăzi trebuie să începem schimbarea. Nu plecăm mâine în tabără. Nu mai stăm o săptămână. Lasă că de săptămâna viitoare. Lasă că de luni. Lasă că de marți. Nu! Astăzi este ziua în care vreau să mă schimb. Asta este ziua în care vreau să iau decizii. E ziua de veste bună. Eu vreau ca Dumnezeu să facă ceva. Eu vreau ca Dumnezeu să facă ceva în familiile noastre. Vreau să Dumnezeu să facă ceva între noi. Dumnezeu să facă ceva. Dumnezeu să dea izbândă. Eu asta vreau. Eu vreau oamenii să se pocăiască. Astăzi aleg să fac ceva pentru Dumnezeu, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Eu vreau ca să ne ajute Dumnezeu să terminăm adunarea la Severin. Astăzi încep să fac ceva, nu mâine. Eu vreau ca Dumnezeu să ne ajute să terminăm orfelinatul. Astăzi vreau să fac ceva, nu mâine, astăzi. De astăzi încep să fac ceva. Ce pot să fac? Asta fac. Poate nu pot să fac prea multe, dar pot să fac ceva 100%. Ceva tot pot să faci. Frați și surori, Dumnezeu are o singură zi. Astăzi. Aș vrea să înțelegeți astăzi că leproșii ori zis așa, ziua aceasta este o zi de veste bună. Și ascultați acum, dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Știți ce înseamnă asta? Ne va părea rău. Ne va părea rău. Pentru că, frați și surori, cu cât lăsăm lucrul lui Dumnezeu nefăcut, ascultați-mă, ne va părea rău. Pentru că va veni un moment în viață în care va trebui să-ți faci analiza la ce ai făcut. Pentru că va veni un moment în viață când Dumnezeu te va pune cu viața la colț și o să începi să-ți aduci aminte de ce ai făcut pentru Dumnezeu.
și o să începi să-ți aduci aminte și o să te gândești la rugăciunea lui Ezechia, dar va trebui să faci ceva pentru Dumnezeu ca să poți rosti ce-o rostit Ezechia și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, adu-ți aminte, adu-ți aminte că am făcut ceva, pentru că pe Dumnezeu nu îl interesează cât de mult faci, ci pe Dumnezeu îl interesează să faci, ascultă-mă, pe Dumnezeu nu îl interesează să faci ceea ce nu poți, ci pe Dumnezeu îl interesează, ascultați-mă bine, să faci ceea ce poți să faci. Și pe Dumnezeu nu-L interesează să te bagi în lucrurile pe care tu nu le poți face. Că nu ne putem pune noi în locul lui fratele Darius. Da, nu putem face asta. Dar acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, putem să facem ceva. Și ceea ce ne-a așezat Dumnezeu și ce ne-a dat de făcut, trebuie să facem. Trebuie să facem. Trebuie să facem 100%. Am venit cu Toni de la Suceava două săptămâni în urmă, ceva de genul. Și la un moment dat, într-unul din sate, Tony zice: hai să ne băgăm până la un frate bătrân aici. Azi ne băgăm. Îl cunoșteam pe fratele, am mai fost pe el, am tras dreapta, am zis: intrăm să facem o rugăciune cu el. Și am văzut un frate lipsit de vlagă. Cancer, ultima fază. Lucrător al lui Dumnezeu, foarte cunoscut în vremea lui, bătrân. Știți ce aștepta? Să plece acasă. Ascultați după ce ne-am rugat, ce ne-a zis fratele ăsta, și o să vă spun ce mi-a spus mie cu câteva luni înainte. O zis: fraților, ce-mi pare cel mai rău, spunea, că nu mai pot merge la adunare. Atâta mi-aș dori, zice, să mai pot merge la adunare. Nu mai pot, zice. Nu mă sperie moartea, nu mă sperie cancerul, abia aștept să plec, să mă întâlnesc cu Domnul. Dar mi-aș dori, zice, cât stau și mai am zile pe pământul ăsta, să pot să merg la adunare. Și undeva la 7-8 luni de zile înainte îmi spunea mie: frate Bogdan, după ce am dormit o noapte la el și m-am trezit dimineața, o zis: frate Bogdan, vreau să-ți mărturisesc ceva. Dacă îmi pare rău și dacă stau seara și regret ceva, ascultați-mă, e că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva, frate și surori, seara asta. Dumnezeu aici ne-a pus pe fiecare într-un anumit loc, pentru că e rânduiala pe care Dumnezeu a stabilit-o. Nu omul, e din Biblie. Dar Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne-a dat câte ceva de făcut. Așa e că unii dintre noi am făcut numai jumate din ce am primit, alții am făcut un sfert și ascultați-mă bine, alții n-am făcut nimic. Nimic. Pentru Dumnezeu care a stat pe cruce atârnat ca să îmi plătească și să vă plătească dumneavoastră mântuirea. Și care atunci când a plecat a zis: duceți-vă. Duceți-vă înseamnă muncă pentru Dumnezeu. Faceți. Faceți înseamnă muncă pentru Dumnezeu. Frații și surori, nu vreți să fie astăzi ziua în care să ieșim din criza asta care apasă România? N-ați vrea să ne rugăm pentru împărat, pentru proroc, pentru străjer și să spunem: Doamne, îți mulțumim pentru ei, dar eu vreau să fac ceva. Eu vreau să fac ceva. Oameni buni, nu faceți pentru fratele păstor, nu faceți pentru noi, nu faceți pentru cei ce cântă. Știți pentru cine facem? Pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. M-am tot întrebat și mă tot rog în ultimul timp pentru oamenii din Orșova să vină la biserică. Vreau să vă spun ceva. Nu păstorul naște oi, ci oile nasc oi. Oile nasc oi. Că dacă eu aș umbla toată ziua pe străzile Orșovei să pun pe unul, să-l iau pe unul și pe altul să-l bag în biserică și ar mai trebui să ne vă vizităm și pe unii dintre dumneavoastră, să mai venim și la casele voastre să ne rugăm cu voi, să mai stăm și aici la biserică să rezolvăm problemele, să ne mai ocupăm și de Severin și de biserică, de sector, asta înseamnă că 24 de ore pe care Dumnezeu le-a pus n-ar ajunge niciunui slujitor, poate să fie 1000 de slujitori, că n-ar putea să facă asta. Știți ce am înțeles? Că oile nasc oi. Vreau să te întreb în seara asta. Pentru cel care merită, pentru cel care a dat totul, frați și surori, îs momente când mă simt rău, știți ce mă ridică în picioare? Știți ce îmi dă putere să merg mai departe? Că nu fac pentru oameni, fac pentru El.
Oamenii ăștia pe care dumneavoastră îi vedeți aici în jurul meu, nu fac pentru o răsplată aici pe pământ, fac pentru El, pentru că noi am înțeles un lucru, că Cel care a stat atârnat pe crucea de la Golgota ne-a dat tot un dar și ne-a dat o poruncă, frați și surori. Nu dacă vrem, nu dacă ne place. O zis, duceți-vă și faceți ucenici. Faceți ucenici și mergeți până la marginea pământului. Știți unde e marginea pământului în Orșova? Vă spun eu unde, pe faleză, acolo e marginea pământului, că după aia urmează apă. Mergeți pe marginea pământului, că sunt o grămadă de turiști cărora nu le spune nimeni că există biserică. Că m-am gândit astăzi. M-am gândit că oricum va plin de turiști. Cum am putea să aducem turiști aici? Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, frați și surori. În seara asta vreau să vă uitați la leproșii ăștia, oameni pe care nu se dădeau doi bani, oameni, dacă vreți, acolo undeva jos, și cu oamenii ăștia Dumnezeu a salvat o cetate. De ce? Că oamenii ăștia au avut o dorință și oamenii ăștia și-au iubit semenii. Asta vreau să fac. Vreți să ne rugăm pentru asta? Vreți să ne rugăm? Hai să ne ridicăm în picioare. Știți ce vreau să vă întreb? Vreau să vă întreb acum la sfârșit de mesaj, pentru că vreau să vă responsabilizez în fața lui Dumnezeu. Cine vrea de astăzi să facă mai mult pentru Dumnezeu? Cine vrea de astăzi mai mult pentru Dumnezeu? Dumnezeu să vă binecuvinteze mâinile. Frați și surori, dacă merită cineva slujit, ăsta e Dumnezeu. Dacă merită să lucrați pentru cineva, e Dumnezeu. Nu există plată mai bună, nu plătește vreun patron mai bine ca Dumnezeu. Oameni buni, când ai ales să-L slujești pe El, când ai ales să lucrezi pentru împărăția Lui, este cel mai bun job din univers, e cel mai frumos job din univers. Vă invit să ne rugăm și vă invit să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne ținem promisiunile. Amin.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Lăudați să fie Domnul, cu respect vă invit să reocupați locurile. Suntem aproape de încheierea seria acestea de părtășie. În următoarele momente o să urmeze să plecăm spre casele noastre, însă aș vrea să rămânem consecvenți în ceea ce am făcut în seara aceasta. Aș vrea să spun că ridicarea de mână din seara aceasta poate să dea un orizont nou vieții tale, drumului tău, umblării tale, privirii tale, dorințelor tale, pentru că fiecare dintre noi, stimați frați și surori, dragi tineri și oaspeți ai casei Domnului, din partea lui Dumnezeu primim privilegii, privilegii care nu le merităm, dar le primim din partea lui Dumnezeu. De exemplu, fiecare dintre noi azi de dimineață am văzut puterea lui Dumnezeu. Știi că ai văzut puterea lui Dumnezeu? Când a răsărit soarele, acolo a fost puterea lui Dumnezeu. Să nu fii uimit, dar fii atent, că în seara aceasta vei avea din nou posibilitatea să vezi dragostea lui Dumnezeu. Când luna va apărea pe cer. Și hotărăște Dumnezeu cum va apărea, întreagă, pe jumate sau un pic. Dar vreau să spun ceva, să te provoc la ceva. Când mergi acasă, uită-te în oglindă. Și când ai să te uiți în oglindă, ai să vezi cea mai frumoasă creatură a lui Dumnezeu. Uită-te atent și adu-ți aminte de hotărârea care a luat-o în seara aceasta. Mă gândeam când fratele Bogdan zicea de turiștii de pe malul Dunării, așa e viața noastră. E o călătorie. Agentul șef sau cel care a programat toată călătoria aceasta este Domnul. Și Domnul este acela care ne știe rutere, El ne știe rezervările, El știe și destinația. De aceea în seara aceasta alege să te bucuri de viața aceasta și trăiește pentru Dumnezeu. Fii un om curajos. Fii un om curajos. Nu te-ai așteptat în seara aceasta să te surprindă Dumnezeu cu așa ceva. Însă în seara aceasta ți-a dat provocare. O provocare care poate să-ți schimbe inclusiv destinul tău. Nu trebuie să fii cel mai iscusit, nici cea mai frumoasă. Trebuie numai să spui, da, Doamne, aleg să mă încred în Tine de astăzi. Aleg, Doamne, să mă încred în Tine. Că dacă a putut cu 4 leproși să facă treabă, poate și cu tine, că Tu ești mai multe clase peste 4 leproși. Că așa a investit Dumnezeu în fiecare dintre noi. Fiecăruia dintre dumneavoastră vă mulțumim celor care ne-ați urmărit online, celor care ați venit de aproape, de departe, celor care ați venit la închinare cu noi, celor care v-ați pus la dispoziția Domnului și în mod deosebit dați-mi voie în seara aceasta să mulțumim celor care în săptămâna aceasta care a trecut s-au pus la dispoziția Domnului într-un fel sau altul, adică să vă mulțumesc dumneavoastră că toți v-ați pus la dispoziția Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă așteptam să spuneți amin acum, că e pentru noi. Toți ne-am pus la dispoziția Domnului. Au fost care au stat în spărtură, au fost care au alergat, au fost care au stat sus pe casă în soare la 38 de grade să toarne beton, au fost care au fost la orfelina să care saci, să te încuiască, au fost care au fost la fermă să mulgă vaca ca să fie laptele pentru micul dejun la musafir, au fost care s-au ocupat de musafiri, au fost cei care s-au rugat, care au postit, au fost cei care au dăruit, au fost cei care s-au pus în spărtură. Domnul să vă binecuvinteze! Așa trebuie să rămânem uniți în echipă, să slujim pe Domnul, să știți că n-am făcut noi lucruri grozave, am făcut numai ce trebuia să facem. Am făcut. Dacă am face așa tot timpul și asta și la Severin, a fost foarte, foarte frumos, Domnul a binecuvântat și lucrarea de la Severin. Pentru cei curioși, pot să spun lucrul acesta, că personal am numărat scaunele, aseară au fost aproximativ 700 de oameni. Știți ce cred? Că la anul va fi plin stadionul. N-ați mai zis toți amin.
Cred că Domnul poate să umple stadionul. Dacă îl umple de multe ori dracu pentru aia care merg și urlă acolo și zbiară și strigă pentru un gol. Păi nu îl umple Dumnezeu pentru oamenii care să-i mântuiască. Va face Dumnezeu că El poate să o facă. Mâna Domnului să fie peste noi toți în toate și lăudat să-i fie numele. Înainte să plecăm spre casele noastre, dați-mi voie să fac câteva anunțuri care sunt pentru noi benefice, să le reamintesc unele dintre ele și unele sunt noi pentru noi. Mâine seară, cu ajutorul Domnului, vom fi în casa Domnului la orele 19, la oră de rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze timpul acesta de rugăciune și pe toți doritorii și cei care vor fi la părtășie și Domnul să asculte rugăciunile acestea. Cu ajutorul Domnului, marți, începând cu orele 18, vom fi din nou, dacă vremea ne permite, vom fi în grădina de vară, adică în spate clădirii teatrului de pe Teodor Costescu, numărul... strada Portului, Teodor Costescu este clădirea, numele clădirii, strada Portului numărul 9, dacă nu plouă, vom fi în spatele clădirii, în grădina de vară. Dacă plouă, vom fi în interior, vom fi acolo din nou o părtășie în orașul Severin și ne rugăm ca Domnul să lucreze și în ziua de marți. Cu mic, cu mare, ne punem la dispoziția Domnului, din nou vom merge din timp acolo, vom căuta să stăm de vorbă cu oamenii, să invităm și Domnul să lucreze și în ziua de marți acolo, când vom fi împreună cu grupul Cristic și cu toți cei care vor să se închine înaintea Domnului. Miercuri seara, slujbă în casa Domnului la Ieșelniță, joi din nou în casa Domnului aici la Tabor, la Orșova. Stăm înaintea Domnului, ne punem la dispoziția Domnului, dacă Domnul vrea să, eu știu, să ne trezească, să mijlocim și acolo stăm înaintea Domnului. Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, nu uita, nu uita. Puterea lui Dumnezeu ai văzut-o azi dimineață, în curând o să vezi și dragostea lui Dumnezeu măreață prin lună, dar du-te acasă și uite-te în oglindă și atunci o să vezi cea mai frumoasă creație. Asta trebuie să fie a Domnului și Domnul să se bucure de ea. Cu pacea Domnului, cu o strângere de mână, ne despărțim din sanctuar. Domnul să fie cu noi, cu toți, în toate. Amin.